cine căutați? Vă rog să nu trageți fără avertisment. Și mai ales fără să știți în prealabil cu cine aveți de-a face. Am oroare să fiu împușcat din confuzie. Nimănui nu-i face plăcere să fie împușcat, fie din confuzie, fie cu premeditare. Dar să terminăm cu vorbarea aia, spune cine ești? Îmi permiteți? Maestru Emence, avocat, fost șef de barou. Maestru Emence? Vă rog foarte mult să mă scuzați, dar vă rog foarte mult să mă scuzați, vă așteptam din moment în moment. Mă recomand, Pamfil pe Pamfil, chiriaș principal. Domnule chiriaș principal, am să vă declar că în lunga mea carieră am vizitat numeroși clienți la domiciliu. Dar niciunul dintre ei nu m-a așteptat un armat până în dinți ca dumneata. Vă rog să luați un loc, domnule maestru. N-aș vrea să vă faceți o impresie necorespunzătoare despre mine. N-aș vrea câtuși de puțin. Dar nici nu mă gândesc, domnule Pamfil, să-mi fac o impresie proastă despre dumneata. Intenția mea e să-mi fac o impresie bună. Să știți că n-aș fi tras fără a vă identifica în prealabil. Am somat din prudență. Tot din prudență v-am spus și eu să nu trageți. De ce m-ați chemat? V-am chemat, maestre, ca să mă apărați într-un proces. Proces? Ce fel de proces? Proces de crimă. Crimă? Excelent! E vorba de crimă? Exact! Crimă! Cu sânge, cu martori, cu tot ce trebuie! Excelent! În curând îmi voi încheia cariera, domnule Pamfil. O carieră strălucită, pe care nu voiam să o închei cu un stupid proces de dilapidare sau insultă de mamă. Voiam un proces final grandios, o crimă care să zguduie Bucureștiul. N-am mai avut o crimă de prin 79 când lucram împreună cu marele maestru Haneș. Ați auzit desigur de marele maestru Haneș? Desigur, domnule, pasiunea vieții mele au fost procesele. Fugeam de la școală ca să mă duc la tribunal. Eu am fost elevul maestrului Haneș. Tocmai primise prin 79 o crimă fantastică, pe care, generos cum îl știți, mi-a încredințat-o mie. Poate vă mai aduceți aminte. Nu. Un copil precoce, în vârstă de vreo 5 ani și jumătate, și-a asasinat mama cu o liță de noapte plină, după care asasinul infantil și-a pus o liță pe cap și a plecat prin Cismigiu, fluier învoios. Pentru ca mai apoi, eu, să-l salvez de la o condamnare sigură la muncă silnică. Domnule Pamfil, ai încredere în mine până la capăt. Dacă ai săvârșit și un masacru, eu tot te salvez. Ce crimă ai făcut? Încă n-am făcut nicio crimă. O fac acum. Acum? Sunt gata cu toate pregătirile. Să vină victima și trec la acțiune. Și pe cine vrei să omori? Pe vecinul de vis-a-vis. Va să zic că pe victimă o cheamă Zisu. Peste ceva timp nu va mai fi victimă, va fi cadavru. Care e mobilul crimei? Imposibilitatea conviețuirii în comun, jignirea personalității. Motivul e excepțional, puțin cam literar. Aș vrea să fiți ceva mai concret, ca să pot intra mai profund în chestiune. Ce a făcut victima și în ce mod va călca personalitatea în picioare? S-a șters pe preșul meu. Acesta e prejudumit tale personal? De lână pură. Se vede, e foarte plăcut la pipăit. Domnule maestro, poate mi se pare un lux că mă folosesc de un preș de lână pură în acest secol al sinteticului. Da, n-are importanță. Domnule maestro, eu am un principiu în viață. Mă șterg mai rar, dar pe ceva de bună calitate. Mai puțin, mai rar, dar de bună calitate. Da, probele? Unde sunt probele? Care probe? Urmele! Probele că vecinul dumitale s-a șters pe preșul dumitale. Urmele nu mai sunt, pentru că le-am spălat. Dar îl aștept acum să vină să se șteargă din nou, după care îl omor pe loc. După cum observați, are și el preșul lui. Da, constat că are. Dar nu se șterge pe al lui, se șterge pe al meu! De ce? N-are și el preșul lui! Domnule maestro, eu am un principiu. Merg numai pe asfalt. Ocolesc oricât, dar merg pe asfalt. Eu nu-mi bat joc de preșul meu. El de ce își bate joc? Domnule Pamfil, înțeleg. Treci printr-un moment greu. Domnule avocat, nu mai suport! Acum înțelegeți ce suferință mă chinuie și cum am ajuns la concluzia că nu există altă variantă decât să comit o crimă de drept comun pentru a mi se face dreptate. Da. Credeți că legea va fi de partea mea? Desigur. Legea te va ocroti ca propria dumitale mamă.
Legea te va legăna cu dragostea și înțelegerea ei. Deci, să continuăm. Cum l-ați depistat? Vă povestesc imediat. Într-o dimineață... Vine? Cred că da. Și cu ce vrei să-l omori? Că nu mă hotără. Depinde de el. Dacă se poate vânt, mă pot și omul. Adică eu îi împușcă. Dacă se știe genul grosolan, îi scot ochii cu umbrela asta. Dacă nu pe preșu, îi spar cheasa cu lingurița. Domnule Pamir, totuși nu-l omori. De ce să nu-l omori? Dacă e o crimă prea abominabilă, nu știu dacă... Și... Stai! Nu te șterge! Poftim? Nu te șterge pe preș, că nu e bine! Dar nici prin cam nu trebuie să fac așa ceva. Eu îl caut pe clientul meu, domnul Pamfil. E aici. Bine ai venit, doamnă doctor. Dânsul este maestrul MNC, avocatul meu. Te-am chemat aici pentru un consult. Vreau să-mi consult sistemul nervos. Păi, atunci mergem înăuntru. Nu vă pot face evaluare aici, pe palier. Nu aici, pentru că aștepte cineva. Este vorba de vecinul meu pe care doresc să-l uci și pe care l-aștept să sosească dintr-o clipă în trapa. Acest vecin m-a jignit foarte tare, deoarece s-a șters pe preșul meu. Dumneata, doctore, trebuie să certifici că l-am omorât în deplinătatea facultății dormitare, adică l-am omorât conștient și lucid. Consultă-mă! Domnule Pamfil, având în vedere situația dată, trebuie să vă mărturisesc că aparent sunt de sănătos. De ce aparent? Pentru că va trebui să-mi fac un examen mai detaliat. De altfel, teoria mea personală pe care am prezentat-o recent la Congresul Mondial a Diagnosticienilor de Rațiunea Core spune că nu există oameni sănătoși. Că toți, într-un fel sau altul, ne naștem bolnavi. Dar asta nu are nicio importanță. Dumneavoastră arătați normal și asta nu e deloc puțin. Mă rog, ia loc aici lângă noi. Monstrul s-ar putea să vină dintr-o clipă. Te rog să-i parte la ceremonia lichidării. Ești invitata mea de onoare. Și cum îți spuneam, maestre, într-o dimineață... Mă rog, ascundeți-vă în spatele scaunelor și să fiți ca... Bine, monstrul! Nu te șterge! De ce, doamnă, să nu mă șterg? Eu vreau să intru în casa clientului meu curată de picioare. Dumneata, nu ești cumva de la firma fabrica de imagini? Ba da, dar nu am cumva onoare chiar cu clientul meu care se numește Pamfil pe Pamfil? Exact. Treci aici și pregătește-ți instrumentele. Aș vrea să îți alegi o poziție ca să fotografiezi o scenă care se va petrece cam acolo, unde ești dumneata acum. Este vorba despre un instantaneu? Pentru că dacă este vorba despre un instantaneu, eu sunt exact specialista de care aveți nevoie. Atunci e vorba despre un flagrant delict. Sunt specialistă și în flagrante. Da, doamnă, este vorba despre un flagrant delict. Fantastic, am presimțit eu că este vorba despre un flagrant delict. Sunt maestră în materie de flagrante. Soția? Nu, că sunt burlac. Nu m-am căsătorit tocmai din această pricină, adică de frica flagrantului. Căci dacă o prindeam un flagrant delict, ce făceam? Ce? O omoram! Da, păi au fost câteva cazuri, la câteva am participat și eu. Ea era în flagrant, eu am fotografiat-o și l-am omorât-o. Totul a durat un minut. Țac, țac. Dar acum despre ce flagrant e vorba, domnule? Este vorba despre un vecin pe care dumneata îl vei fotografia în clipa în care se va șterge pe preșul meu, în clipa în care voi trage asupra lui cu arma și în clipa în care va cădea mor la podea. În total, 3 poziții. Doriți color? Desigur, ca se vadă sângele, cât mai mult sânge. Fantastic, domnule, fantastic! Iată o comandă pe care o execut cu cea mai mare plăcere. Plus indemnizația specială pentru muncă periculoasă. Să fac câteva prin planuri înainte. Asasinul înainte de crimă. Perfect. Și acum, martorii înainte de crimă. Doamne, eu nu voi fi martoră. În timpul crimei mă întorc în spate. Eu voi participa doar ca medic. Adică voi constata excesul victimei. Domnule Pamfil, te avertizez că vei fi autorul unui omor cu premeditare și că sarcina mea în aceste condiții este una dintre cele mai dificile. Poate că totuși nu pot să mă. Poate că... Trebuie doar să-l sperii puțin. Adică cum să-l sperii? Să te prefaci că tragi, să fii clement. Domnule avocat, nu înțeleg unde v-ați cu insinuarea asta. Va să zic că este șterge ca un emernic și ca un glosier pe preșul meu, umilindu-mă de moarte, iar eu să fiu clement? Clement în numele cui? Domnule Pamfil, dar e o chestiune de onoare la mijloc. Nu poți trage într-un om fără...
fără să-l faci atent și fără să-i dai de plus să se apere. Nu poți trage într-un om așa, ca într-un copac. Într-un om nu, dar într-un vecin, da. Și te bazi ta intențiile clientului. Vrei să-l omoare, lasă-l omoare, că doar de-aia ne-a chemat aici. Perfect. Între noi fie vorba, eu, ca om al legii, sunt pentru acest principiu. Litigiile dintre vecini să se rezolve între ei, în afara legilor. De aceea te-ai sfătuit și pe tine, domnule Panfil, să te răfăiești cu domnul Zisu între patru ochi. Domnilor, eu v-am chemat aici nu ca să-mi dați sfaturi, ci să vă îndepliniți obligațiile dumneavoastră profesionale. Știu eu cum să mă răfăiesc cu domnul Zisu, mai exact știu cum să lichidez. Totul e să vină. Să vină mai repede! Oare după atâta muncă particulară și obștească, trupușorul tău, dragă Filofeu, nu fi avut și el dreptul la odihnă? Du-te și tu și refă-ți fizicul, că doar nu e salariat al lui Panfil, ca să-i păzești preșul zi și noapte. Că doar nu fi preșul lui nestemat și aurifer. Să și-l păzească singur! Doamnă, vă rog frumos, aici vorbește cineva. Și dacă vorbește ce? Blocul de aia e bloc, ca să trăiască omul în comun și să împartă cu vecinul întreținerea și zgomotul. Ia uite, domne, nu poate Filofteia să-și presteze serviciu cu entuziasm și voie bună, că se deranjează locatarul. Să vorbească la el în casă. Aici e hol și holul-i hol. Doamna Filofteia, te rog foarte mult. Hai, roagă. Te rog să nu-ți permiți. Ei, uite că-mi permit. Eu am dreptul să-mi permit. Dumneata ești locatar, eu sunt salariată. Doamnă, fii mai conștientă, mai demnă. E salariată, fii și demnă. Aici se discută principii și chestiuni serioase. Nu le vulgariza cu prezența dumitale. Domnule, nu poți să discută prezența acestei ființe agresive. Ia pus mă nervoasă, ai grijă cum vorbești! Te-am fotografiat, nebună, te-am fotografiat, te distrug, trimit fotografia la toate ziarele de scandal cu care lucrez. Mâine ești pe prima pagină. Domnule locatar, ia-ți invitații de aici, că eu trebuie să-mi fac datoria și nu știu multe. Eu acum voi am la mătrele de fac vraiște pe toți. Doamnă Filofteia, noi am colaborat împreună în cadrul nostru de interes. De pildă, pentru cele mai sucinte informații despre domnul Zisu. Ți-am dat 50 de lei și un parfum de 50 de mililitri. Recunoști? Recunosc, era un parfum de calitate. Mai vrei unul? Original. Garantat. Primesc. Perfect, atunci încearcă să ne lași. Eventual, chiar să dispare. Aici se pune la cale o crimă. Vrei să fii implicată într-o crimă? Implicată? Nu, dar vreau să iau parte. Dacă se petrece pe holul meu, trebuie să iau parte. Ba chiar să fiu implicată. Trebuie să fiu implicată. De ce să fii implicat dumneata, iar eu nu, eu care sunt salariată? Unde e crima? Unde e victima? Cine e criminalul? Zisu. Puteam să pun și pariu. Și știu și de ce. De ce? Să aștepți pe preș. Exact, dar dumneata taci din gură. Să scăpăm de ea, ne incomodează. Stai, domne, puțin! Eu trebuie să-mi fac datoria. Trebuie să fac curat. Întâi facem curat și după aia facem crimă. Cum să facem crimă în praful ăsta? Vezi ce faci cu parfumul ăla, Andretin? De data asta vreau un Dior. Doamnă Filofteia, încep să mă enervezi. Fă repede curat și lasă-ne în pace. O, domnule locatar Zisu. Salut. Domnule locatar Zisu. Poftim? Ce vrei cu Ana Filofteo? Faci ce faci și numai la ușa mea te găsesc. Ce? Ce faci? Uite, ce să fac? Mă pregătesc de campionatul mondial de Kion și sunt foarte obosit. Ce vrei? Nu știam cum e. Ce faci cu parfumul acela promis? Parfum? Ce parfum vrei, Coană? Ți-am promis eu vreun parfum? E... Ce aromă te interesează? Nu știu. Orice aromă. Să fie de 100 de mililitri. Orice aromă merge ca să ți-l spun pe ăla de se șterge intenționat pe preșul dumitare de import. Un parfum dacă mi-l spui. Un parfum și mi-l spui. Păi îți dau. Ce să fac? Da, să mi-l spui, că dacă nu, îmi sare țandăra. Și nu e de bine. Ți-l spun, ți-l spun. Și dacă ți-l spun, ce faci? Bineînțeles că-l omor. Crimă dublă, parfum dublă. Păi chiar așa și merită, domnule Zisu, de-aia mi-am cap și l-aș dat. Păi chiar așa, domnule Zisu, ce e preșul dumitale? Bătaie de joc? Coană Filofteo, nu mai pune și dumneata paie pe foc. Nu vezi în ce situație mă aflu? Coană! Țin, doamnă, că sunt salariat. Doamnă Filofteo, dă-mi-l pe mână să vezi cum ți-l cocoșez, că mi-l fac! Păi aici te așteaptă, căci că și el n-a să te cocoșeze pe tine tot din cauza preșului. El pe mine? Să mă cocoșeze el pe mine? Unde? Hai, arată-mi! Se ascunde în spatele buruienilor alora.
Aici sunt, domnule! De mult voiam să mă apuc față în față cu dumneata ca să spun că... Nu faci bine ceea ce faci. De ce ții dumneata să te ștergi pe preșul meu? Ce câștigi dumneata dacă te ștergi pe preșul meu? Eu mă șterg pe preșul dumneata, dumneata te ștergi pe preșul meu! În fiecare dimineață găsesc mizerabil și bajocorii de două mizerabile picioare străine! Mizerabile și mețchine! De ce faci asta, vecine? De ce? Chiar nu te gândești câte durere provoci? Sunt destul de obosit și pot să mă întrezi chiar pe dumneata acum! Dumneata! Domnule, nu te atinge de fizicul meu că sunt la mașină. Doamne, ferește să nu te omor! Dumneata pe mine! Dumneata pe mine! Măi, vecine, ai grijă ce spui, că sunt destul de obosit și am nevoie doar de două mișcări să-ți rup femurul și de una singură să te fac praf! Bă, eu te omor, ca să te vezi minte pe viitor să te mai ștergi pe preșul meu! Domnilor, aici este o crimă abominabilă! Eu mă instalatiz, eu sunt un suflet spașnic! Domnule, nu mă strânge așa de tare că trag! De ce te ștergi, domnule, pe preșul meu? De ce? Dumneata știi că din cauza preșului ăsta am devenit asterii și plângoareșcil? Sunt bolnav de nervi. Mă enervez din orice! Nu e preșul ăla pură, nu e de firmă, e durabil și e al meu! Hai, domnule, strângeți-vă odată decât că mă țineți din treabă! Eu trebuie să-mi fac datoria, trebuie să fac curat! Eu la 4:30 îmi termin tunea și nu stau nicio secundă peste! Eu sunt salariată, ce naiba! Eu am un preș de lână pură, că îmi place să mă șterg pe ceva moale și plăcut. E tabietul meu. Sunt singur pe lume, orfan și burlac. Singura mea bucurie sunt tabieturile. Ce ai avut cu preșul meu? Ți-a fost milă de el? Da. Și cu preșul dumitale la ușa mea? Dar ce cu preșul dumitale la ușa mea? Poate că eu nu-i fi încărcat. Cine muncește, greșește. Mai paraziții și pensionarii greșesc. Domnule Zisu, în această clipă cred că realizez marea eroare căreia i-am costat amândoi prada. Această lucrătoare pe tărâmul curățeniei și prietenă intima parfumului ne încurcă în mod intenționat preșurile ca să ne învrășpească. Doamnă Filoptea, treci imediat la mărturisii complet. Păi asta e, nu v-am spus? Uneori, seara, când becul e chior, ori e lipsă, scutul preșul și pe urmă le încurc. Pe-al dumitar le pun la ușa lui și așa mai departe. De-astea l-o fi găsit fiecare murdare de noroi celălalt. Seara, când vă întoarceți acasă, fără să vă dați seama, vă ștergeți fiecare pe preșul celuilalt. Asta e. Prietene, te rog să mă ierți. Te-ai șters fără să fii pe preșul meu, iar eu fără să vreau pe-al dumitar. Te-am acuzat și te-am urât nevinovat. Iartă-mă. Sigur că da, dragul meu vecin. Cu mare plăcere. Eu nu mai înțeleg nimic. Ce se întâmplă cu cei doi vecini? S-au strâns de greșe, au murit unul ca să fie celuilalt? Ia să ne facă o poliție. Cred că s-au împăcat. Eram sigură că așa o să se întâmple. Ne-am mai pus și degeaba pe drumuri. M-am cărat cu Dita, ai bagajul după mine. Da. Veniți, prieteni! Astăzi am avut plăcerea să-l cunosc pe vecinul meu Zisu și să-i termin cu el. Să le fac cu toată poliție, că nu se știe. Prieteni, vă declar solemn că acest vecin este un om extraordinar. Se poate spune chiar că este un om de suflet care... Domnule avocat, hai că să mergem că s-a făcut. Da, onorariul. Exact, onorariul. Banii, că doamna muncii degeaba. Care bani? Ce bani? Cum, domnule, noi am venit aici de pomană? Păi dacă n-a avut o crimă... Domnule Pamfil, ne-ați promis o crimă feroce și acum ne-a oferit un lamentabil și patetic spectacol de bună înțelegere și prietenie cu vecinul dumitale? Pe care acum 5 minute îl urai de moarte. Deci eu nu mai suport, nu mai suport. Dă-mi banii că te dau în judecată. Adio. Domnule Pamfil, nu a fost corect ce ai făcut. Dacă ai chemat niște oameni pentru o crimă, apoi ține de domnule de cuvânt și comite crima respectivă. Îmi datorez minimum 100 de lei pentru deranj. Lasă-i în plic! Am plecat! Primește disprețul meu împreună cu acest bon. Pentru cele 5 fișee coloreze. Aștept 60 de lei de chizi sau transformat. Pentru ce 60 de lei? 50 de lei? 10 lei de fișeu, că nu e...
10 lei de Crișeu face 50 de lei. Plus 10 lei, că nu mi-e rușine să recunosc că primesc pașii și gâna. Deci 60 de lei. Aștept. Dar mai repede. Mulțumesc. Hai mai așa. Pa, de-am bar. Păi, prietene, îngăduim să-ți ofer primul semn de prietenie, oferindu-ți prețul meu prietenie. Că eu mai am 10 de rezervă. Mulțumesc, dragul meu vecin. Dă-mi voie să te răsplătesc cu aceilași gest. Păi, sper că de acum înainte... Da, hai am să bem o bere. Sigur că de acum vom fi prieteni foarte buni. S-au dus. Și de parfumul meu a uitat. Nu-i nimic, îi pedepsesc eu. Mâine le inversez din nou preșurile și stați să se repetă unul la gâtul celuilalt. Huliganii, brute nesimțite! Ce strigi, doamnă, mai încep? Ce strigi, doamne, ce strigi? Stai în banca dumitale și nu mă mai deranja. Ai uitat când ai dat baie ramă ăla onomastic, de-a sculat tot cartierul și au venit pompierii voluntari să mă pătrească cu tulumbele? Nu știți decât să strigați, să urlați, să vă certați, să vă bârfiți și să cereți liniște. Dacă vreți liniște, mutați-vă de aici, duceți-vă în sânul naturii sau la cimitir, acolo e liniște. Vecinilor!